v-am găsit! Vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi ne uităm peste raportul care indică în cifre cum arată creștinismul global și tot astăzi vedem de ce este criticat cel mai recent raport privind libertatea religioasă internațională. Istoricul Tom Holland spune că Occidentul are multe de învățat de la creștinii persecutați, iar Organizația Națiunilor Unite contestă situația creștinilor din Iran. Rămâneți cu noi, începem! Organismele de supraveghere a libertății religioase critică administrația Biden pentru că a scos Nigeria de pe o listă anuală a țărilor în care libertatea religioasă este încălcată în mod sistematic, acuzând că administrația sa neagă realitatea și este motivată exclusiv de interese politice externe. În discuție este lista anuală publicată de Departamentul de Stat care examinează statutul libertății religioase în fiecare țară din lume și care le desemnează pe cele care încalcă acest drept într-un mod violent, catalogându-le țări cu preocupare deosebită, ceea ce înseamnă că se fac vinovate de încălcări deosebit de grave ale drepturilor și libertăților religioase. Comentăm astăzi la Lumea Religioasă cu pastorul Cristian Dumitrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am găsit! Da, este foarte interesant pentru că la începutul anului anunțam că Nigeria intră în top 10 cele mai periculoase țări în care se trăiește creștinismul și iată, nici nu s-a terminat anul, se publică o altă listă în care Nigeria nu se mai regăsește. Așadar, care este motivul, credeți, care este motivul scoaterii Nigeriei din această listă cu grad mare de periculozitate, de trăirea credinței creștină? Ne este greu să detectăm exact motivele pentru care Nigeria nu mai este pe listă. Dar aș vrea să vă amintesc că lista aceasta se schimbă de la an la an. Exact. Anumite țări își păstrează locul acolo și vorbim despre doar 10 cele mai periculoase. Dar Nigeria este încă pe listă. Este pe lista țărilor, dar nu a mai intrat în top 10, în primele 10. Dacă există vreun motiv în spatele acestei decizii, ne este greu să detectăm lucrul acesta până când nu avem niște dovezi. Cert este că a dispărut anul acesta când Statele Unite au sau încearcă să stabilească niște relații speciale cu Nigeria. Putem specula dacă exact vreți mai mult aici. Nigeria are rezerve petroliere. Putem intra în alte detalii, dar din nou, sunt speculații. Sunt speculații. Bun, înțelegem. Ca să înțelegem ce înseamnă atunci, schimbăm puțin unghiul, ce înseamnă să fii creștin în Nigeria? La fel ca în multe alte țări care ajung în top 10, nu este ușor să trăiești într-o astfel de țară pentru că ești în permanență vizat. Ești în pericol. Nu ai siguranța desfășurării unei vieți normale și unei vieți religioase normale. Problema pe care aș ridica-o eu este că orice listă de genul acesta se face pe baza unor criterii. Criterii pe care nu le-am găsit. Nu știu exact pe baza căror criterii au fost incluse listele acestea. Sigur, știu anumite lucruri despre țările respective, dar sunt criteriile mele sau sunt criteriile administrației Biden? În al doilea rând, toate aceste țări, inclusiv cele care urmează după primele 10, au condiții dificile pentru creștini. În lista celor 10, spre exemplu, nu văd Vietnamul, care ani de zile a fost... Și aici este o mare discuție. Care ani de zile a fost în listă. Și India. Și India. Așa că
Fluctuația aceasta pe mine nu mă surprinde. Mă surprinde însă altceva, și anume că chiar de curând, recent, în septembrie, Boko Haram, organizația aceasta teroristă, a lansat din nou un atac împotriva creștinilor. Și se pare că avem de-a face cu o reactivare a sentimentului anticreștin în Nigeria. Ce reacție ați remarcat în cazul organizațiilor care luptă în general pentru drepturile creștinilor, care monitorizează țările în care există un grad ridicat de periculozitate în privința trăirii credinței creștine? Sunt alte organizații, altele decât Administrația Statelor Unite, care colectează date și alcătuiesc astfel de liste de țări în care creștinii sunt persecutați. Și fac bine ceea ce fac, pentru că ne dau detalii mult mai multe. Afișează criteriile pe baza cărora listele lor sunt alcătuite și atunci ne putem da seama, putem să apreciem dacă evaluarea lor este cât de cât corectă. Ce ați remarcat? Am remarcat că sunt anumite țări care sunt păstrate aici. Remarca mea, pentru a fi pedepsite, în momentul în care apar pe o astfel de listă, diferite organizații non-guvernamentale pot să insiste și să ceară sancțiuni împotriva acestor țări. Problema însă este că atunci când cer sancțiuni împotriva unei țări întregi, trebuie să iei în calcul milioane de locuitori. Îți dorești să te răzbuni pe milioane de locuitori doar pentru că un grup de creștini a fost atacat? Sigur, nu se justifică atacul, dar trebuie să gândești privind la imaginea totală, nu doar la acest aspect sau la acest atac momentan. Tot datorită acestor organisme avem niște statistici, ce zicem noi, îngrijorătoare, pe care le-am mai prezentat. În fiecare zi, 13 creștini din întreaga lume sunt uciși din cauza credinței lor. În fiecare zi sunt atacate 12 biserici sau clădiri creștine și tot în fiecare zi 12 creștini sunt arestați sau închiși pe nedrept, iar alți 5 sunt răpiți. Asta reiese din raportul 2021 World Watch List, făcut și întocmit de organizația Open Doors, privind cele mai periculoase 50 de țări. Mai avem încă o informație care, dacă o introducem la momentul acesta, credem că ne-ar putea ajuta să înaintăm în dezbaterea noastră. Istoricul și scriitorul Tom Holland a fost invitat de organizația Open Doors UK pe 17 noiembrie pentru o conferință. În timpul discursului său, el a menționat în mod deosebit modul în care a fost afectat de suferința creștinilor persecutați. Preluat de mass media engleză, Tom Holland s-a concentrat asupra modului în care a fost afectat după ce a vizitat nordul Irakului, unde a asistat la scene de persecuție împotriva creștinilor de către statul islamic. El i-a îndemnat pe creștinii occidentali să se gândească la creștinii din țările de dincolo de Occident și la perspectivele asupra creștinismului pe care ni le-ar putea oferi. Astăzi, la Lumea Religioasă, vă reamintesc, comentăm cu pastorul Cristian Dumitrescu. Zic, ce înseamnă experiența personală? Să mergi într-un loc, să fii afectat și să fii apoi intervievat. Este parcă ceva, altceva decât un raport. Cum ați citit interviul lui? Am citit interviul cu interes pentru că am vizitat partea de nord a Irakului. Irakenii acolo sunt mai degrabă curzi și nu irakeni arabi. Curzii nu sunt porniți împotriva creștinilor atât de mult cât sunt arabii, din păcate. Și realitatea aceasta am văzut-o, am trăit-o la fața locului. Curzii sunt destul de toleranți față de creștini, în general. În schimb, trebuie să înțelegem că ei înșiși sunt persecutați de către arabi, atacați, nu li se oferă independența pe care și-o doresc. Și atunci este un conflict de forțe diferite pe care le întâlnește acolo. Nu știu exact ce a văzut Tom Holland, ce a experimentat acolo, dar într-adevăr, după
căderea sau după preluarea Afganistanului de către talibani, statul islamic rămâne principala forță destructivă în zonă. Până acolo încât chiar talibanii sunt atacați de către statul islamic în urma preluării conducerii în Afganistan. Nu este ușor să fii creștin în astfel de țări. Când stăm și citim astfel de știri, nici nu ne putem imagina prin ce trec oamenii aceștia sau putem cumva palid să zugrăvim în mintea noastră chinul lor și persecuția la care sunt supuși. Cred că Tom Holland atrage atenția bine asupra unui fapt, și anume că noi trăim în societăți creștine sau declarate creștine, unde creștinii percep creștinismul ca pe un fel de modul pe care îl atașezi sau îl detașezi din viața ta. Ceva alternativ. Nu este parte din tine neapărat. Este o practică, o tradiție, un aspect al vieții sociale și culturale. În schimb, în zonele acestea unde creștinii sunt persecutați, ei încearcă să devină diferiți față de majoritate. Și vorbim despre o majoritate pentru care, spre exemplu, islamul înseamnă să fii cetățean al țării respective. Dacă nu ești musulman, nu ești cetățean. Nu poți fi frate cu ceilalți. În astfel de condiții, creștinismul arată cu totul diferit. Dacă luăm în calcul recomandarea istoricului Tom Holland, ce ar trebui, ce am învățat, ce este de învățat, care sunt lecțiile de învățat de la creștinii persecutați? În primul rând, cred că ar trebui să reînvățăm ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Hristos n-a avut niciodată o viață comodă, deși El era evreu printre evrei, și împărtășea credința lor religioasă și totuși a fost persecutat până acolo încât a fost crucificat. A fi creștin nu înseamnă să ai o viață relaxată, ba dimpotrivă, a fi creștin înseamnă să fii în permanență conectat la realitățile lumii prezente cu care ne confruntăm. Viața nu este aici, în societatea occidentală, să spunem, nu este deloc favorabilă creștinismului. Într-un mod insidios, atacă creștinismul, fundamentele lui. Vorbim despre secularism, vorbim despre hedonism în general, vorbim despre materialism și alte filosofii care merg împotriva credinței lui Isus. Rămânem în zona creștinilor persecutați și din Irak mergem în Iran. Aici, în Iran, mai multe ONG-uri, inclusiv Open Doors, contestă Organizația Națiunilor Unite cu privire la situația creștinilor din Iran. Într-o scrisoare comună se cere intervenția în favoarea creștinilor vorbitor de persoană din Iran, cărora li se refuză sistematic dreptul la libertate religioasă, la credință și la exprimare, dovadă fiind faptul că nu au unde să se întâlnească. De asemenea, se cere guvernului să intervină în favoarea creștinilor, să aibă locuri unde să se întâlnească legal și să se pună capăt persecuțiilor și hărțuirii de care suferă în special bisericile de casă. În cele din urmă, ei solicită eliberarea creștinilor întemnițați în numele dreptului lor la libertate religioasă. Pastorul Cristian Dumitrescu este în continuare aici alături de noi și comentăm, iată, și situația creștinilor din Iran. Care este situația religioasă din Iran? Dacă vorbim despre Orientul Mijlociu și apoi despre restul Asiei, vorbim despre o lume în care drepturile omului nu există. Știu că sună ciudat lucrul acesta, dar este o realitate. De ce? Pentru că societatea individualistă occidentală este cea care a creat noțiunea aceasta de drept al omului, al individului. În restul lumii există comunități. Ori, creștin fiind, ești în minoritate. Când comunitatea majoritară decide un anumit lucru, este foarte dificil, mai ales pe teren religios, să fii diferit. A cere drepturi în aceste comunități este practic un nonsens. A cere unui stat islamic, cum este Iranul,
să dea drepturile creștinilor, lucrul acesta pentru ei, din punctul lor de vedere, este neavenit. Să nu uităm însă că creștinii nu sunt singurii persecutați acolo. Există alte religii necreștine care sunt în aceeași măsură persecutate pentru că statul este fundamentalist islamic. Care sunt pericolele cele mai, să spunem, deși o parte din ele le-am enunțat, care sunt acele pericole care îngrijorează cel mai mult și care, într-adevăr, asupra cărora e foarte greu să intervii? Un musulman este un bun cetățean al țării. Dacă nu ești musulman, nu ești un bun, nu ești un cetățean credincios, patriot. Și în felul acesta, de la aspectele religioase, se ajunge la aspecte politice, economice, sociale, în care este foarte greu să susții că tu, creștin fiind, mergi în aceeași direcție cu restul populației. Pericolul acesta este permanent. A fi diferit într-o societate uniformă este întotdeauna un pericol tragic, de cele mai multe ori tragic. De aceea creștinii suferă, pentru că ei vor merge împotriva curentului. Dreptul de a te aduna nu există. Poți să te aduni, sigur, poți să mergi la moschee dacă vrei. Problema este că un creștin are dificultăți în a merge să se închine într-o moschee. Ei spun, dar uite, locuri de închinare există, de ce trebuie să vă închinați separat și într-un mod subversiv? Bisericile de casă, de familie, de cele mai multe ori, sunt considerate în felul acesta. În acest context, spuneam, mai multe ONG-uri, inclusiv organizația foarte cunoscută Open Doors, contestă Organizația Națiunilor Unite cu privire la situația creștinilor din Iran și transmit o scrisoare pe care și noi, din care am citat și noi câte ceva. Cum comentați în primul rând această scrisoare și ce șanse de izbândă au aceste organizații care luptă pentru drepturile creștinilor în țări precum Iran? Aceste organizații fac un lucru nemaipomenit, extraordinar, și anume țin lumea trează cu privire la ceea ce se întâmplă în anumite părți ale lumii. Doar că Iranul nu este singura țară, mai ales islamică, în care creștinilor li se interzic astfel de, să le zicem, drepturi. Luați Mali. De câte ori ați auzit în presă despre Mali, acolo unde creștinii sunt atât de puțini și de fiecare dată când îi întâlnești sunt persecutați. Dacă nu ești străin creștin în țară, în Mali, nu poți să te declari creștin. Sunt situații, zic eu, din punctul meu de vedere, mult mai dificile și mult mai complexe în alte părți decât în Iran. Iranul însă este în centrul atenției pentru că din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, ei sunt prezentați ca o amenințare. Au o șansă aceste organizații să o schimbe, să fie auzite? Sigur că au. Șansa există întotdeauna. Și privind înapoi în istorie, să-și schimbe remarcăm ceva, că o astfel de organizații au avut o contribuție la schimbările care au avut loc. Amintiți-vă doar despre primăvara arabă. Multe din țările respective, din locuitorii acelor țări, au devenit conștienți de ceea ce se întâmplă în țările lor datorită acestor organizații care au menținut trează realitatea în atenția lor. Mergem mai departe. De data aceasta ne uităm pe un alt raport și urmărim modul în care creștinismul global arată în cifre. Ne ajută pastorul Ovidiu Băluță. Potrivit raportului anual publicat de Center for the Study of Global Christianity din cadrul Gordon Conwell Theological Seminary, în anul 2021 numărul creștinilor la nivel mondial este de 2,4 miliarde dintr-un total estimat de 7,8 miliarde de locuitori ai planetei. Deci, puțin peste 32% din populația globului este creștină. Într-un top 3 al religiilor, creștinii așadar sunt pe primul loc cu 2,4 miliarde, apoi sunt urmați de musulmani cu 1,9 miliarde, iar pe locul 3 sunt hindușii cu 1 miliard și 73 de milioane. Departe de a fi un fenomen marginal,
religia domină copios și este pe un trend ascendent, cu 6,9 miliarde de oameni care își declară apartenența la o religie, adică aproape 90%. La polul opus se declară nereligioase un număr de 879 de milioane 315.000 de oameni, adică undeva la 11%, dintre care atei sunt 147 de milioane, sub 2%, iar ponderea cea mai mare o dețin agnosticii cu peste 731 de milioane. În ultimii 10 ani, religia cu cea mai mare rată de creștere a fost islamul, cu 1,92% a crescut islamul, apoi a fost urmat de Sikh, religia Sikh, cu 1,71%, apoi hinduismul cu 1,28%, pentru ca locul 4 să îl dețină creștinismul cu 1,18%. Foarte interesantă este repartizarea pe regiuni. Raportat la numărul de locuitori, procentul de creștini din totalul populației se prezintă pe continente astfel. În Europa, 75% sunt creștini, apoi în Africa 50% avem creștini, în America de Nord 75%, în America Latină 95% din populație este creștină, în Asia 8%, iar Oceania 65%. Se știe de mai multă vreme că centrul creștinismului global s-a mutat ca pondere și ca dinamică în emisfera sudică, iar cifrele sunt mai mult decât elocvente. 1.712.000 de creștini locuiesc în sudul global, mai mult de 67% din total. De asemenea, 832 de milioane sunt în nord, de unde de fapt a pornit creștinismul ca religie. La nivel de continente, Africa are 684 de milioane de creștini. Apoi America Latină undeva la 616 uh, milioane de creștini, iar Europa peste 563 de milioane de creștini. În baza datelor obținute la recensăminte, dar și prin cercetări sociologice, creștinii se identifică după cum urmează. Avem 1.250 de milioane de catolici, 600 sau peste 655 de milioane de penticostali și harismatici, peste 593 de milioane de protestanți, apoi 396 milioane independenți, 393 de milioane de evanghelici, 293 de milioane de ortodoxi și peste 113 milioane de neafiliați. Acest raport este valoros prin faptul că ne oferă imaginea de ansamblu, dincolo de cifre, dinspre Dumnezeu spre oameni, cu siguranță că raportul este diferit. Biblia spune că și Dumnezeu are un fel de raport anual al credincioșilor. Despre el spunea Domnul Iisus în pilda smochinului, smochinului neroditor. În urma rapoartelor, pomul trebuia tăiat, dar stăpânul cel bun a spus, mai lasă-l și anul acesta. Pastorul Cristian Dumitrescu se află astăzi la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, avem, iată, un alt raport cu situația creștinismului la nivel global. Creștinismul înseamnă 30% din populația globului. Cum vi se pare ca și cifra? Mi se pare îngrijorător. Îngrijorător. Pentru că dacă ne uităm pe aceleași cifre raportate la secolul trecut, acum 100 de ani, spre exemplu, creștinismul era cam în aceeași zonă. În ciuda eforturilor evanghelistice, misionare ale creștinismului, creștinismul a crescut într-un procent, aș spune, nesemnificativ. Există o explicație? Există multe explicații. M-aș raporta însă la dorința creștinilor de a evangheliza întreaga lume în așa fel încât Iisus Hristos să revină, conform promisiunii sale. Numai că lucrul acesta se pare că nu se întâmplă. Înainte de anul 2000, creștinii, mai ales evanghelici, priveau
către anul 2000 și au încercat să evangelizeze întreaga omenire în așa fel încât în anul 2000 Hristos să revină. Au existat organizații care se numeau anul 2000 și dincolo de el. Toți aceștia au eșuat practic în eforturile lor pentru că raportul dintre creștini și restul religiilor mondiale nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat semnificativ. Ar trebui să nu uităm însă și altceva, și anume islamul, hinduismul, care sunt înaintea ratei de creștere a creștinismului, cresc și biologic. Aceștia au foarte mulți copii în familiile lor, pe când, în general, creștinii tind să aibă mai puțin decât media, ceea ce duce automat la o diminuare a numărului total de creștini. Ce facem cu mesajul creștin și mai ales cu promisiunea lui Iisus Hristos de a reveni? Ele sunt legate și creștinul ar putea să simtă și simte un eșec în citind acest raport. Este ceva de făcut? Să nu uităm că cel mai mare misionar este Dumnezeu și El este Cel care se va asigura că oamenii vor auzi mesajul Lui de dragoste. Noi suntem invitați să lucrăm împreună cu El. Nu suntem făcuți noi responsabili pentru rezultatele mai mult sau mai puțin pozitive pe care le citim în aceste cifre. Însă cifrele ar trebui să ne aducă aminte întotdeauna unde ne aflăm și ce avem de făcut. Unde ne aflăm și ce avem de făcut, uitându-ne la acest raport, noi creștinii, bineînțeles. Aș vrea să mai amintesc un lucru și anume că dincolo de cifre există alte realități. Spre exemplu, vorbim despre țări creștine. Nici o țară nu este creștină. Chiar dacă lucrul acesta sau o anumită religie, o anumită denominațiune creștină este numită religie de stat, locuitorii acelei țări nu sunt întotdeauna, nu fac parte din acea religie. Acolo este o combinație nefericită între naționalism și creștinism. Și lucrul acesta creează tensiuni și probleme. De exemplu, noi privim la țările nordice, Norvegia, Suedia și spunem sunt țări creștine. Biserica luterană este biserica majoritară. Dar te uiți la numărul persoanelor care participă la serviciile divine sau merg în biserici. Te uiți la Marea Britanie, care iarăși a fost considerată un fel de leagăn al protestantismului și acolo sub 5% participă la serviciile divine, iar dacă îi întrebi pe oameni pe stradă, în sondaje, cifrele sunt într-adevăr îngrijorătoare. Ceea ce citim aici sunt niște cifre globale, dar care nu reflectă neapărat și realitatea. Asta îmi spune mie că, de fapt, creștinismul a amorțit, dacă nu cumva a murit. Sper că nu a murit, însă asta ar trebui să ne trezească la realitate și anume că ceea ce avem noi, de fapt, de făcut, rostul existenței noastre ca creștini, este să lucrăm împreună cu Dumnezeu pentru ca oamenii să-L descopere pe Dumnezeul adevărat, Cel care este atât drept cât și milos. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și cu o altă ocazie. Vă aștept la emisiune să comentăm și alte știri. Cu toată plăcerea. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.